Secretarul executiv al PSD Giurgiu, Răzvan Cuca, a anunțat astăzi într-o conferință de presă că parlamentarii PSD nu vor boicota audierile miniștrilor propuși în comisiile parlamentare, ci vor avea în vedere proiectele propuse de aceștia. PSD-ul va lua o decizie finală abia după anunțarea noului executiv. Partidul Social Democrat va avea o atitudine fair play corectă vis-a-vis de miniștrii care vor intra la audieri în comisii săptămâna viitoare, deci sub nicio formă nu se va încerca boicotarea sau ce s-a speculat în alte, de către alte partide a audierilor acestor miniștri. Într-adevăr, ei fiind tehnocrați, trebuie să și demonstreze acest lucru prin proiectele care și le vor asuma alături de premierul desemnat și alături de programul acestuia de guvernare. Potrivit reprezentanților PSD Giurgiu, proiectele aflate în derulare cu fonduri alocate prin Ordonanța 28 vor fi continuate. Socialdemocrații spun că, de asemenea, pot fi realizate și proiecte noi. Ordonanța de guvern OG28, completată cu Ordonanța de guvern numărul 46, cred, sunt convins că vor merge înainte, pentru că proiectele care sunt în continuare, în diferite faze de execuție, să fie finalizate și, de ce nu, să fie atacate alte proiecte care sunt depuse în prezent la Ministerul Dezvoltării, așteptându-și rândul la finanțare. PSD nu a făcut propuneri pentru vreun post de ministru, ci va analiza echipa propusă de premierul desemnat, a mai declarat astăzi secretarul executiv al PSD Giurgiu. Acesta spune că printre prioritățile noului guvern trebuie să se numere și adoptarea legii bugetului de stat, cel mai târziu până la jumătatea lunii decembrie.